Haideți să ne împrietenim un pic cu conceptul de toolbar și proprietățile sale generale. De-a lungul părții introductive a cursului, o să luăm fiecare zonă de interes în parte, toolbarul cu options bar meniu și panels and tabs, să vedem care sunt conceptele care stau la baza acestei zone și să învățăm toolurile sau funcțiile care există aici și care ne ajută pe noi la editare. Ce vreau să facem, super simplu, este să Luăm o imagine, Control o sau Command-O pe Mac, sau puteți să mergeți la File Open pe care să exersăm. O să dau un pic de zoom in, o să-i dau Ctrl-0 sau Command-0 pe Mac pentru a avea imaginea fit-to-screen, adică practic să-mi acopere tot ecranul. Și aș vrea să ne uităm un pic în partea din stânga unde avem aceste elemente ale toolbarului. Toolurile din toolbar Îndeplinesc o serie de roluri și, foarte interesant, ele sunt grupate destul de logic. Avem tururi de selecție, avem broșuri, avem tururi de efecte speciale și tot așa. Um, și o să vedeți că ele sunt cumva grupate după un, o oarecare logică. Există în partea din dreapta jos, dacă o să țineți mouse-ul apasat, un triunghi care vă spune că acolo există mai multe funcții grupate sub același logo sub aceeași iconiță. O să încercăm să trecem în partea asta de toolbar, prin majoritatea elementelor importante pentru noi. O să trec în revistă și cele care sunt ori foarte vechi și au fost înlocuite cu soluții mai bune și mai noi, ori care nu sunt pentru partea de foto, măcar ca să avem o idee generală. Însă, scopul nostru este să învățăm partea de Photoshop care ne este utilă în fotografie. Nu să trecem în revistă absolut toate funcțiile pe care le are softul. Ce e foarte important la orice tool avem în toolbar, fie că vorbim de tooluri de selecție, cum ar fi rectangular marquee sau lasourile sau brushurile sau absolut orice, există trei hotkeys care pot fi folosite și care schimbă într-un fel sau altul modul în care se comportă funcția. Control, Shift și alt. Pe măsură ce intrăm și descoperim funcțiile, o să vedeți că luăm parte în parte ce face Shift, Control și alt pentru uh, untul de selecție, ce face pentru un brush și tot așa. Sunt niște uh, scurtături destul de importante care salvează mult timp și vă eficientizează foarte mult workflow-ul. Și țin la treaba asta și o să încerc să vă ajut. Cum am spus, să petreci cât mai puțin timp editând, dar cu cele mai bune rezultate. Pe lângă asta, vedeți că toate toolurile care sunt grupate au un indicativ în dreapta, o literă. Straniu, toate au aceeași literă. Ce înseamnă asta? Primul hotkey pe care am putea să-l învățăm sau să-l punem în aplicare este Shift. Dacă mergem, de exemplu, la Marquee Tool avem două variante de tooluri care au shortcut. Rectangular și elliptical. Dacă apăs de exemplu pe brush și apoi pe M de la marquee, mie îmi selectează rectangular marquee. Dacă am shift apăsat, shift M, ce o să facă? Trece ciclic prin funcțiile care sunt subordonate acelui shortcut. Dacă trecem de asemenea prin alte funcții, cum ar fi lasotul, care are trei variante cu același shortcut, Shift L o să îmi schimbe toolurile în funcție de ce am eu nevoie. Foarte important! Ultimul tool din grupare este cel care preia um, iconița. Astfel încât, dacă eu am folosit ultima oară magnetic lasotul acesta o să devină nou meu uh, shortcut, noua mea iconiță de acolo. E o chestie importantă de avut în vedere pentru că s-ar putea ca la un moment dat să vă dispară sau să se schimbe iconița dintr-un uh, anumit loc și să știți de ce se întâmplă treaba asta. La fel ca orice altceva din Photoshop, toolbar-ul este complet customizabil. Ce înseamnă asta? Vom avea tooluri care pentru noi ca editori foto nu sunt utile. Și Putem să le ascundem, putem să le punem pe bară dacă vreți, și mai important de atât, putem să reatribuim shortcuturile toolului respectiv. Cum se poate face treaba asta? În partea de jos există trei puncte. Dacă apăsăm pe ele, avem opțiunea de edit toolbar, și aici începe magia. Dacă ne uităm, există o multitudine de tooluri. Și sunt foarte frumos organizate, cu shortcut-uri și tot ce aveți nevoie. Pe de altă parte, putem să spunem din start că unele nu ne vor fi utile. Să zicem, Artboard Tool, îl mut aici. Uh, single Row, îl mut aici. Single Column, îl mut aici. Uh, haideți pentru amuzament să mutăm și Move Tool. Și să fiți ce se întâmplă în partea de sus. Dacă eu am mutat Move Tool aici, pac, mi-a dispărut din toolbar. Asta e o chestie interesantă ce am făcut acum, am mutat amândouă tulurile și Artboard tool și Move tool, care au shortcutul V. Jos avem opțiunea Disable shortcuts for hidden toolbar extras. Asta înseamnă că dacă eu ascund cele două tuluri, V nu mai e un shortcut activ pentru nimic. Mai departe, eu pot să-l reatribui altei funcții care ar putea să n-aibă shortcut, dar pe care eu personal o pot folosi mult mai des. Și, în loc să trebuiască să mă duc prin meniu să găsesc ce am eu nevoie, pur și simplu o să mă duc la Preferences undeva și o să îi atribui nou shortcut. O să învățăm despre reatribuirea de shortcut-uri și despre eficientizarea meniului, mai ales în momentul în care ajungem la capitolul respectiv. Și o să vedeți că putem să simplificăm și mai mult meniul stufos din Adobe Photoshop. Dar! Um, pentru moment, putem să eliberăm spațiu de tooluri care nu ne sunt utile și să simplificăm modul în care arată toolbar-ul nostru. Ca și editori foto, veți vedea că noi, Real, folosim cam 40%, hai un maxim de 50% din toate toolurile pe care le avem disponibile în toolbar. Um, cum povesteam, Photoshop-ul e gândit și pentru. Uh, web designer și pentru graficieni, desenatori, pictori și așa mai departe și există de foarte mult timp. Astfel, tulurile de acum 30 de ani încă sunt bine sănătoase în toolbar. Nu înseamnă că noi avem nevoie de ele sau că trebuie să le folosim pentru că evident de-a lungul celor 3 decenii au apărut metode mai bune, mai rapide, mai eficiente și cu rezultate mai spectaculoase. Dar, ca să mulțumesc pe toată lumea, Adobe Photoshop nu a eliminat nimic din cele vechi. Și o să ajungem și la ele, le trecem în revistă și vă povestesc de ce cred că există variante mai bune pe care o să le învățăm uh, pe parcursul cursului. Ce e foarte interesant este că dacă mergem unde obișnuiau să fie cele trei puncte, acum avem toate tulurile care au fost eliminate, grupate într-un singur submeniu, care pare să fie mai puțin util. Pur și simplu am luat tot ce nu ne trebuie și le-am băgat într-un sertar în care nu ajungem atât de des. Cum faci acasă, în esență? Dacă ai nevoie să schimbi ceva sau să modifici, întotdeauna poți să te duci înapoi și să modifici în continuare sau, dacă îți place mai mult cum era la început, poți să-i dai un Restore Defaults, iar toolbar va reveni la modul în care arăta atunci când ai deschis prima oară photoshop -ul. Ce e foarte interesant este că toate aceste modificări în varianta de Creative Cloud pe care Adobe Photoshop o are acum sunt stocate alături de preferințe de shortcut și de workspace-ul tău în cloud. Asta înseamnă că dacă tu te duci pe un alt computer, să zicem că ai un job în Germania și nu vrei să cari laptopul și aparatele și așa mai departe, te duci și închiriezi un studio acolo. Dacă ai o zi de edit, Pur și simplu te loghezi pe profilul tău de Adobe și în momentul în care deschizi calculatorul îți apare acolo ă, lista întreagă de preferințe de acasă. Și tot ce trebuie să faci este să-ți încarci preferințele de acasă pe calculatorul nou. Asta e cumva magia lucrurilor în cloud, care mi se pare fantastică. Pentru că cumva de lungul timpului eu am găsit că îmi place să lucrez într-un anume fel și am o anumită viteză, având tulurile așa cum m-am obișnuit eu cu ele. O să găsiți, după 2-3-4 ani de edit, că și voi să începeți să aveți, ok, uite, îmi place asta aici, asta aici, asta aici. E important de luat în considerare. Când o să ajungem să învățăm și despre toolbar și despre meniu și despre panels and tabs și așa mai departe, o să vă învăț să faceți un workspace super optimizat dedicat fotografiei care cred eu că vă va ajuta să aveți cele mai bune rezultate, să aveți toate toolurile de care aveți uzual nevoie la îndemână și să puteți să lucrați cât mai puțin dar cât mai eficient în Photoshop. Bun. Mai departe o să intrăm evident în tuluri. Și o să le luăm pe fiecare în parte, sau mai degrabă fiecare familie în parte, să vedem ce știu să facă și ce să ne aduc.